În jurul orei 14, în dreptul fostului patibar de pe șoseaua București, șoferița unui autoturism Renault a produs un accident de circulație în momentul în care a vrut să vireze dreapta fără să se asigure. Așa se face că a izbit frontal un autoturism marca Hyundai, care circula regulamentar. Deși impactul a fost destul de violent, nimeni nu a fost rănit, mai ales că în ambele mașini implicate în accident se aflau minori. Imediat la fața locului au venit polițiștii de la circulație, dar și un echipaj al Isuzu Giurgiu. Acesta din urmă solicitat pentru a curăța șoseaua de combustibilul scurs de la una dintre mașini. În sistemul de anunțare 112, detașamentul de pompieri Giurgiu a fost solicitat să intervină la îndepărtarea a două autoturisme, între care s-a survenit un accident rutier la îndepărtarea rupă carosabil și spălarea carosabilului în urma scurgerilor de carburanți.